Bună ziua, vă spune Mihai Silviu Chirilă, într-o frumoasă după-amiază de toamnă, cam ploioasă, din zona Neamțului. Dați-mi voie să fac o intervenție pe o temă, pe o temă falsă, scoasă de un domn în spațiu public, în spațiu media, social media. Am văzut un articol, un filmuleț pe YouTube al unui domn numit Sabin German, un domn pe care poate l-ați mai auzit, îl mai cunoașteți, jurnalist, cred că este domnia sa, scriitor, ceva de felul ăsta, de prin Cluj-Napoca. Domnul Sabin German a făcut un filmuleț pe YouTube în care titlul era cam așa: ce caută popii în școli la începutul anului școlar, după ce religia ne-a ținut 1000 de ani în întuneric. Bun, la asemenea întrebare eu aș răspunde cu cel mai simplu răspuns pe care pot să-l dau domnului German la o asemenea întrebare, și aș spune că popii, cum îi numește domnia sa, adică preoții ortodoxi, au ce căuta în școli, deoarece, pentru simplu motiv, că școala a fost creată de popi. Asta e. Școala a fost creată de preoți. Școala în Europa, în civilizația europeană, a fost creată de biserică. Oamenii au învățat să scrie și să citească în tinda bisericii, și în țările române, și în Europa Occidentală, și în Bizanț, și peste tot. Școala a fost creată de biserică. Școala a fost creată de biserica creștină. Deci, asta ar fi cel mai simplu răspuns la o întrebare care n-ar trebui să-și aibă rostul, dar care totuși este pusă. Uitați-vă în spatele meu o veveriță cu un fură nuci. O vedeți acolo, da? Fură fără nicio rușine nuci. Bun. Deci cea mai simplă întrebare, cea mai simplu răspuns la întrebarea domnului German: ce caută popii în școli? Popii au creat biserică, au creat școala și au tot dreptul să fie în școli. Dacă domnia sa are vreo știință oarecare de istoria Ardealului, pe care îl tot proslăvește în detrimentul celorlalte provincii românești, ar ști că nu numai că au creat preoții școala în Ardeal, dar dacă nu erau școlile ardelenești ale bisericii ortodoxe din Transilvania, cu siguranță domnia sa probabil că ar fi vorbit una dintre celelalte limbi oficiale ale Transilvaniei, pe care domnia sa o vede cumva independent, autonomă, nu știu cum o vede, față de România. Deci, dacă se gândește numai, dacă ne gândim la, știu și eu, la Andrei Șagună, la Gojdu, la toți acești episcopi care au lăsat averile lor și au creat școli și au ținut școlile, putem să spunem că școala de limbă română a fost creată de biserică. Același lucru este valabil, desigur, și în Moldova și Țara Românească, unde biserica a ținut poporul acesta în lumină și în cultură, atâta cât era accesibilă lumina și cultura în epoca respectivă, timp de sute de ani și de mii de ani. Nu doar 1000 de ani, cum zice domnul Sabin German, ci mai 2000 de ani, cel puțin, biserica și-a făcut datoria față de acest popor, așa că preoții au ce căuta la școală. Un al doilea motiv pentru care preoții au ce căuta în școli este acela că acest popor este un popor ortodox încă. Da, este o ortodoxie profund penetrată de ecumenism, cu o laxitate și cu o foarte slabă punere în aplicare a învățăturilor lui Hristos în viața de zi cu zi. Este o ortodoxie, dacă vreți, leșinată, dar e totuși ortodoxie și românii sunt un popor ortodox, așa încât liberi pansiști și atei și dușmani ai lui Hristos în România sunt destul de puțini raportat la numărul ortodoxilor, motiv pentru care ortodoxii nu au nevoie să ceară permisiunea liber pansiștilor să își binecuvinteze copiii în prima zi de școală. Asta ca să fim bineînțeleși. Nu poate domnul Sabin German să spună că este voința poporului român ca școlile să fie laice. Nu. Legile date de o grupare de tâlhari care reprezintă regimul de ocupație în România nu
reprezintă poporul român. Reprezintă voința unei grupări care a arestat poporul român și l-a deturnat de la matca lui firească și nici într-un caz nu reprezintă voința poporului român. Dacă ne gândim la legile existente în România în ultimii 30 de ani, da, școala este laică în sensul că nu este școală bisericească, dar exprimarea sentimentelor religioase ortodoxe este absolut permisă în școlile românești și trebuie să fie permisă, deoarece apartenența la ortodoxie este o parte integrantă a personalității micilor școlari și a micilor elevi, în ciuda gălăgiei pe care o face o grupare minoritară de atei, de dușmani ai lui Dumnezeu, foarte, foarte bine susținută de diverse ONG-uri și de diverse forțe anticreștine din lume, dar totuși voința poporului român nu poate să fie perturbată de aceștia, în așa fel încât să se pună întrebarea ce caută preoții în școli. Da? Cred că cu asta am răspuns la această întrebare cu cel puțin două argumente destul de solide, din care să se vadă că prezența preoților în școli este absolut firească și este absolut argumentată și nu cred că mai este cazul să o punem la îndoială. Acum, dacă tot vorbim de școală și... Nu, mai înainte de a face tranziția spre o temă un pic mai serioasă legată de școală decât întrebarea domnului Sabin German, trebuie să spunem că nu știu la ce fel de mie de ani de întuneric în care a ținut biserica se referă domnul German. Noi cei care am învățat școală reală și nu manualele de manipulare ale lui Soros și n-am găsit mie aia de ani nicăieri. Nu știu la ce mie de ani se referă domnul German. Abar n-am. La ce mie de ani s-o fi referind domnul German? Poate face confuzie cu mileniu maghiar, domnul German. Sau poate face confuzie cu mia de ani în care papistașii au rătăcit de la ortodoxie. Poate să fie vorba și despre asta. Dar dacă vorbim despre faptul că biserica ortodoxă ar fi ținut 1000 de ani poporul în întuneric, trebuie să-i spunem domnului German că biserica ortodoxă este de 2000 de ani prezentă în lume și nu știu de ce ar fi ținut doar 1000 de ani din cele 2000 poporul român, poporul în întunecime. Dacă domnia sa se raportează, desigur, la grila de interpretare a lumii oferită de iluminismul masonic, care vede ieșirea din obscuritatea religioasă și plonjarea în epoca luminilor rațiunii, trebuie să-i spun domnului German că această grilă de interpretare este una ideologică și nu este unanim acceptată și nici unanim acceptabilă, deoarece raționalismul iluminist francmasonic nu a făcut decât să distrugă societatea, iar consecințele sale finale se văd în zilele noastre, când raționalismul francmasonic a produs monstruozitatea de societate în care ne aflăm astăzi, cu transhumanismul, cu globalismul, cu inumanitatea totală a tipului de relații umane în această societate, cu punerea la îndoială și a dreptului omului de a exista, punerea la îndoială a sexului natural, biologic și așa mai departe. Deci, dacă vorbim despre luminile rațiunii iluministe, pentru noi acestea nu valorează nimic. Pentru noi, cei care, spre deosebire de alții, ne-am dus chiar la școală și am făcut chiar școală și nu am citit doar niște manuale de manipulare publică ale lui Soros. Deci, ca să punem lucrurile foarte bine la punct din acest punct de vedere și ca să închei, aș spune că trec la o temă un pic mai importantă decât această întrebare retorică fără
prea mari valențe. Există în școli, am văzut că a început să fie printre părinți o oarecare, dacă vreți, îngrijorare, că li se propune un contract cu școala. Școala propune un contract educațional și se spune că acest contract educațional trebuie semnat, alminteri părinții sunt pasibili de amendă. Acum, părinții trebuie să înțeleagă următoarele lucruri din faptul că li se prezintă un contract educațional. Dacă li se prezintă un contract educațional, înseamnă că demersul educațional este unul de parteneriat. Ceea ce înseamnă că tot ceea ce fac școlile când trec peste cuvântul părinților, când trec peste manifestarea de voință a părinților care au dreptul constituțional de a-și educa copiii în conformitate cu propriile lor principii de viață, tot ceea ce fac școlile este abuziv. Este abuziv deoarece statul vede relația părinte și școală ca pe o relație contractuală, adică o relație de egalitate între doi parteneri. Școala nu poate, în sensul că școala nu poate să-și permită să învețe pe copii altceva decât sunt de acord părinții. Din acest motiv este nevoie de un contract. Din acest motiv este nevoie de un contract în care școlii să îi se permită de către părinți să învețe pe copii, dar să învețe pe copii ceea ce permit părinții să învețe pe copii. Deci această existența acestui contract este în sine o garanție că autoritatea parentală cu privire la ceea ce învață copiii în școli este recunoscută de către stat. În al doilea rând, ceea ce înseamnă că dumneavoastră aveți dreptul să vă opuneți ori de câte ori. Copilul dumneavoastră este învățat niște lucruri care sunt în contradicție cu ceea ce gândiți și credeți dumneavoastră. Până la 18 ani, copilul trebuie să fie tutorat, trebuie să fie educat în conformitate cu principiile dumneavoastră ale părinților de viață. Al doilea aspect care mie mi se pare extrem de interesant este că dacă într-adevăr există în acel contract sau în vreo lege prevăzut că refuzul de a semna contractul educațional este pedepsit cu o amendă de, am înțeles că, 10.000 de lei, o asemenea prevedere legală face contractul nul de drept. Deoarece obligarea uneia dintre părți să semneze un contract duce la nulitatea absolută a contractului respectiv. Contractul este o manifestare, o exprimare a voinței libere dintre doi sau mai mulți parteneri de a contracta, adică de a face ceva împreună. Fie că e vorba de vânzare-cumpărare, fie că e vorba de închiriere a unei locuințe, fie că e vorba de donație, fie că e vorba de orice. Condiția esențială a existenței unui contract este libertatea de voință a părților contractante. În momentul în care dumneavoastră sunteți obligați să contractați sub sancțiune contravențională, contractul acela este nul de drept. Mie îmi vine foarte greu să cred că până și politicienii din România sunt atât de incompetenți și de stupizi încât să introducă într-o lege denumirea de contract educațional și să-l condiționeze de o sancțiune pentru părinți care refuză să-l semneze. Este absolut... Puteau să-l numească, de exemplu, dictat educațional sau obligație educațională, dar nu contract. Da? Din acest motiv, cred că n-ar trebui să vă îngrijorați foarte mult, cred că ar trebui să vă gândiți și să citiți cu atenție maximă ceea ce vă este propus în contractele respective, să le adnotați, adică dacă spuneți, eu nu sunt de acord ca în contract să fie trecută chestia asta sau asta. Și
În aceste condiții, dumneavoastră vă impuneți condițiile contractuale și puteți să-l și semnați ca să evitați o amendă, deși v-am zis, dacă există condiționalitatea aceasta a semnării contractului de o sancțiune contravențională în cazul în care nu o faci, contractul este oricum nul în fața legii. Și dacă există niște condiții care vi se impun într-un contract, ele sunt clauze nescrise, sunt clauze abuzive care n-au nicio valoare. De aceea, fiți cu băgare de seamă, citiți cu atenție contractul în fiecare literă a lui. Mergeți la vreun avocat să vi-l exprime, să vi-l explice dacă aveți îndoieli cu privire la ce scrie acolo. Nu lăsați nimic necitit. Dacă aveți propuneri sau dacă nu sunteți de acord cu părți din contractul respectiv, le puteți adnota acolo. Le puteți adnota și spuneți: eu te semnez contractul, dar cu următoarele obiecții. Nu sunt de acord cu asta, cu asta și cu asta. În schimb, vreau asta și asta și asta. Da? Și dacă părțile contractant, și cred că școala este obligată să țină cont de ceea ce spuneți dumneavoastră, deși v-am mai spus a treia oară, repet, dacă contractul este condiționat de o amendă pentru că nu-l semnezi, atunci înseamnă că îl semnați degeaba, chiar dacă îl semnați, pentru că el este nul de drept. Da, nu știu, verificați, întrebați, interesați-vă dacă într-adevăr există această amendă, dacă e trecută în lege, dacă e trecută chiar în corpul contractului, da? Nu știu, o să-l primesc și eu un contract pentru copilul meu și o să verific când o să ajungă la mine contractul. Și impuneți-vă punctul de vedere, deoarece, v-am mai spus la început, faptul că vi se aduce un contract în față și nu vi se dictează pur și simplu arată că școala vă recunoaște drepturile de autoritate parentală asupra copiilor dumneavoastră în materie de educație și în materie de educație. Eu am făcut școală în timpul lui Ceaușescu și nu mi-aduc aminte să fi venit școala din vremea lui Ceaușescu și să spună: uite, avem un contract de parteneriat. Acolo se venea școala, te învăța ce avea de învățat și nu-i păsa ce părere are părintele despre conținutul educațional. Da? Deci fiți cu băgare de seamă și apărați-vă drepturile dumneavoastră și ale copiilor dumneavoastră, inclusiv dreptul de a fi binecuvântați de către preoți la începutul anului școlar. Apărați dreptul bisericii de a binecuvânta activitatea școlară a copiilor dumneavoastră, fiindcă, așa cum oricine ar trebui să știe, fără Dumnezeu nu putem face nimic. Amin.